un atac masiv cu rachete asupra Israelului ar putea să fie lansat în următoarele ore de Iran și aliații săi. Este ziua în care ar putea începe acest război care sperie toată lumea. Iranul poate ataca Israelul în 24 de ore, asta spunea secretarul de stat american Antony Blinken către membrii ai grupului G7. Vă știți deja, v-am mai spus, e grupul din care fac parte cele mai industrializate țări din această lume. Statele Unite și-au întărit dispozitivul militar în regiune, iar pregătirile se fac pentru cel mai negru scenariu. Israelienii și-au cumpărat mâncare, și-au cumpărat provizii, și-au cumpărat lanterne, așa cum au fost sfătuiți, sunt la mare căutare adăposturile antiatomice. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură în legătură directă domnul profesor Ștefan Ciochinaru. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenție. Salut, doamna Chiriac. Îl salut și mulțumesc analistului de politică externă Dorin Popescu. Bună ziua, domnule Popescu, vă mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule Ciochinaru, deja acum când vorbim, potrivit media internaționale, Hezbollah atacă la granița cu Israelul. Sisteme israeliene de apărare antieriană au interceptat în această dimineață mai multe drone lansate de milițiile șiite Hezbollah din Liban. Însă, atacul despre care vorbesc Statele Unite ar putea să fie unul coordonat, lansat de Iran împreună cu aliații săi și e luat foarte, foarte în serios de Israel, care se așteaptă la valuri de rachete. E o tensiune care plutește încă din această dimineață în aer. Cum vedeți această zi? Nu cred că va fi o zi decisivă, deși până acum avem toate dovezile că informațiile pe care le au liderii americani au fost foarte corecte de fiecare dată. Ce se întâmplă acum la granița de nord a Israelului este o testare a sistemelor defensive israeliene de către Hezbollah. Oricum, populația din zonă a fost evacuată. Israelul se așteaptă, este pregătit pentru atacul despre care vorbeați și dumneavoastră. Experții militari apreciau că Iranul și aliații săi, și aici trebuie să vorbim de Hezbollah, de Hamas cât a mai rămas și de Houthi din nordul peninsulei arabe, ar putea ataca undeva pe 12-13 august, când în Israel este o mare sărbătoare religioasă, Tisha B'Av. Dar, așa cum spuneam, de regulă informațiile americane au fost corecte, deci e posibil să se petreacă un atac coordonat în această noapte. În Siria s-au semnalat concentrări de miliții întreținute de Iran, care sunt gata să atace bazele și facilitățile militare americane din peninsula arabă, în special din zona Irakului, pentru a împiedica un răspuns de baraj american, așa cum a fost la atacul precedent al Iranului asupra Israelului. Însă știm foarte bine, în zonă au fost deplasate forțe suplimentare americane, sunt luate toate măsurile pentru a contracara un atac, numai că dacă va fi un atac foarte masiv lansat și din proximitate, adică aici ne gândim în primul rând la Liban, atunci este foarte posibil ca de data aceasta un număr mai mare de rachete să atingă Israelul, chiar să-l atingă. Vom vedea ce se va întâmpla. În ce privește însă implicarea directă a Iranului, am unele rezerve. Până acum, conducătorii de la Teheran au arătat că nu sunt dispuși să se sinucidă, au gândit foarte atent atacurile împotriva Israelului, astfel încât să nu treacă de o anumită linie roșie care să ducă la atacarea directă a Iranului ca răspuns. Cred că și de această dată vom avea de-a face cu un răspuns așa numit proporțional. Vom vedea despre ce va fi vorba.
Există posibilitatea unor atacuri preventive pe care Israelul le-ar putea lansa. Potrivit Times of Israel, premierul Benjamin Netanyahu și alții înalți oficiali din domeniul securității au discutat despre această posibilitate, domnule Dorin Popescu, a lansării unui atac preventiv asupra Iranului. N-ar tensiona și mai mult situația un astfel de atac preventiv? Nu exclud o astfel de posibilitate. Este posibil ca, într-adevăr, să conducă la o nouă escaladare. Pe de altă parte, noi, în principiu, ne așteptăm la un atac consumabil în câteva ore, de exemplu. Eu unul mă aștept, din potrivă, aș spune, la o ripostă, la o primă ripostă a Iranului coordonată de bună seamă cu instrumentele sale proxy, cu Hezbollah, cu milițiile pro-iraniene din Irak și Siria, Hamasul între altor cu restul de capabilități militare, deci o ripostă coordonată de Iran, care să genereze, bineînțeles, în oglindă sau care să fie anticipată, iată, de loviturile preventive ale Israelului, de care spuneam dumneavoastră, care să fie urmată de riposte ale Israelului de această dată în cascadă. Deci eu mă aștept la o țesătură reciprocă de lovituri și raiduri, provocări, lovituri punctuale, lovituri țintite, atacuri aeriene, provocări la granița, de exemplu, dintre Israel și sudul Libanului, raiduri terestre, de ce nu, ale grupărilor militare locale subordonate conducerii militare a Hezbollah. Deci eu sunt lovitor cu drone reciproce, sunt extrem de convins că peisajul va fi foarte, foarte complicat și va fi multiform, va fi divers în zilele și săptămânile care urmează. Nu va fi neapărat ripostă contra ripostă, măsură contra măsură. Da? Va fi o țesătură de lovituri de o parte și de alta. Însă, în principiu, toate părțile, în primul rând, actorii statali, Israelul și Iranul, absolut toate părțile, vor cumpăni și vor calibra și vor identifica precis formatul și amploarea loviturilor punctuale, astfel încât numărul de victime să fie cât mai mic și amploarea să fie cât mai mică spre a se evita escaladări majore. Vor fi, deci, o sumedenie de escaladări minore, reciproce, în zilele și săptămânile următoare, dar nu cred că vom asista la o escaladare majoră, cel puțin nu în săptămânile și lunile următoare. Butoiul de pulbere din Orientul apropiat, domnule Ciochinaru, este de foarte multă vreme evocat, analizat, însă lucrurile par să se agraveze acum, cel puțin scenariile care sunt luate în calcul, sunt mai de amploare decât ceea ce s-a petrecut până acum în Orientul apropiat. Întrebarea este ce ar putea face Statele Unite? Statele Unite fac deja. Au încercat și diplomatic, și direct, și prin intervenția altor aliați occidentali și nu numai. Vă reamintesc că a fost un emisar iordanian care s-a deplasat la Teheran în încercarea de a pune oarecum surdină răspunsului acesta care este militar, care este așteptat împotriva Israelului. Pe de altă parte, armata americană a deplasat distrugătoare și crucișătoare în zonă, care sunt dotate cu capacități de rachete balistice defensive, dar și ofensive, dacă este nevoie. Iar, după cum știți, președintele Biden, împotriva divergențelor pe care le are și le-a avut și la ultima întâlnire cu Bibi Netanyahu, a reiterat sprijinul Statelor Unite pentru, atenție, apărarea Israelului. Deci dacă Israelul va fi atacat, Statele Unite intervin direct pentru a-l apăra. Nu vor face însă nimic pentru a ataca în numele Israelului. Asta este strict treaba izraelienilor și vă asigur că au capacitățile necesare pentru a face acest lucru. Dar cred că domnul Dorin Popescu are dreptate, se vor feri și unii și alții să se ajungă la un război direct, major, care ar arunca în aer Orientul Mijlociu. Și repet, Teheranul, mai ales în contextul în care, cu voia Ayatollahului, a fost ales un președinte, cum să spun, reformist,
ceva mai deschis către Statele Unite și către Occident. Nu cred că Teheranul vrea să se sinucidă și vrea să ajungă într-o situație fără ieșire. Trebuie să reacționeze, pentru că ceea ce au făcut israelienii a demonstrat că Ierusalimul ajunge oricând acolo unde vrea, în Iran, adică chiar și în inima capitalei, pentru a-și îndepărta dușmanii, și atunci trebuie să răspundă și va răspunde, o va face, dar cred că răspunsurile nu vor fi atât de catastrofale cum se așteaptă unii. Cred că vor fi niște măsuri militare care nu vor ajunge la accente majore. Dacă Israelul este deja în stare de război, cetățenii săi sunt sfătuiți să se adăpostească, să găsească adăposturi antiatomice, să-și procure tot soiul de provizii. Se mai poate spera o negociere diplomatică în condițiile astea de ultimatum, domnule Popescu? Dacă aveți în vedere varianta unei negocieri diplomatice și a identificării unei soluții politice diplomatice, strict sensul pentru atacul lui Israel din fâșia Gaza. Deci dacă aveți în vedere strict sensul fâșia Gaza, sub nicio formă nu există premize favorabile pentru ca în perioada imediat următoare de câteva săptămâni și poate chiar luni să se rea cu șanse negocierile pentru identificarea unei soluții în acest sens. Nu. În perioada următoare de săptămâni sau luni, încă o dată, efortul tuturor este acela de a tempera zelul răzbunător al Iranului și al aliaților săi din regiune. Efortul tuturor în perioada următoare va fi evitarea escaladărilor majore. Nu pot fi evitate escaladările minore, dar cel puțin în toate părțile sunt interesate să le evite cele majore. Ei bine, în acest cadru al eforturilor politico-diplomatice de evitare a escaladărilor majore, tema punctuală, tema de nișă a fâșiei Gaza va cădea în desuetitudine. Nu va exista în săptămâni și lunile următoare o fereastră de oportunitate reală pentru conturarea unui cadru optim și a unui format de negociere capabil să identifice acea soluție politică-diplomatică. Chiar și asasinarea șefului biroului politic al mișcării Hamas reprezintă un obstacol tactic în această privință. Dar să spunem că echipa de negociere a mișcării Hamas se va reconfigura și că negocierile vor fi reluate la un moment dat, sub nicio formă în următoarele săptămâni. Efortul tuturor este este evitarea unei escaladări majore. Și când am în vedere escaladarea majoră, mă refer în principal la cel mai probabil scenariu, acela ca Iranul să răspundă doar sub forma unei demonstrații de forță de pe teritoriul său, dar să se folosească de mișcarea Hezbollah într-o mișcare mai amplă care să cuprindă raiduri, incursiuni terestre, atacuri cu rachete și drone, etc., din sudul Libanului. Deci riscul de escaladarea majoră l-a reprezenta riscul deteriorării grave a situației de securitate de la granița dintre Israel și sudul Libanului. Acolo ar fi riscul cel mai ridicat al unei escaladări majore. Încă o dată, nu va exista în perioada imediat următoare o fereastră reală de negocieri pentru o soluție politico-diplomatică în fâșia Gaza. Efortul tuturor se va concentra asupra evitării unei escaladări majore. Și o altă informație care ne îngrijorează în mod particular aici în România, Volodymyr Zelensky insistă ca România să poată să doboare drone rusești pe teritoriul Ucrainei. Cum ar fi posibil asta? Zelensky vrea o coaliție formată din statele vecine, România și Polonia, ca să doboare aceste drone rusești asupra teritoriului Ucrainei. Kievul susține că va discuta cu NATO despre formarea acestei coaliții de țări. Ni se alătură expertul în securitate, profesorul Hari Bucur-Marcu. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți această solicitare a lui Volodymyr Zelensky? Ce șanse are Zelensky să obțină această coaliție formată din țările vecine, dintre care și România, țări care să poată doborâ dronele rusești, în opinia sa? E o soluție de bun simț, pe care și eu am discutat-o anterior. În ideea în care o eventuală implicare a României și Poloniei
în favoarea Ucrainei este de această natură, de natura unei coaliții de voință, fără intrarea cu trupe pe teritoriul Ucrainei și preluând în sarcină o parte din spațiul aerian ucrainean, bineînțeles coordonat și cu acceptul Ucrainei, fără niciun fel de îndoială. Astfel încât Ucraina să se poată concentra pe spațiul aerian de deasupra teatrului de război propriu-zis, restul Ucrainei putând să fie asigurată siguranța aeriană și poliția aeriană de către, o asemenea coaliție. Bineînțeles că aici sunt o mulțime de probleme tehnice de rezolvat. Sigur, NATO, nu cred că va fi pe agenda NATO asemenea coaliție, pentru că de-aia e coaliție de voință. Dacă ar fi pe agenda NATO, ar trebui să obțină consensul pentru așa ceva. Dar o coaliție de voință cu România și Ucraina mi se pare o soluție de bun simț, astfel încât nici România, nici Ucraina să nu se mai simtă amenințată de faptul că zboară rachete și drone dinspre Rusia pe deasupra Ucrainei, care ar putea să lovească fie România, fie Polonia. Deci aici suntem în momentul de față. Nu știu, n-am de unde să știu dacă Zelenski a lansat, că a lansat într-o discuție cu presa această idee. Nu știu dacă a lansat-o în urma unei, ca să spun așa, în urma unei conveniri informale cu România și Ucraina, sau face prin treaba asta un fel de presiune mediatică asupra României și Ucrainei să ia în considerare o asemenea soluție. Da. Dar indiferent dacă a avut în anterior un fel de accept al României și Poloniei pentru a lansa în public o asemenea discuție sau nu, ea este o soluție rezonabilă și o soluție de bun simț. Domnule Popescu, cum vi se pare această ipoteză în care România ar doborî dronele rusești, subliniez, pe teritoriul Ucrainei? Ține minte că în primele luni de la invazia pe scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei s-a discutat despre așa numită soluția închiderii spațiului aerian. Era avut în vedere atunci soluția utilizării unor mijloace antirachetă și antiaeriană care să fie utilizate de pe teritoriile unor state membre în ceea ce privește închiderea spațiului aerian din perspectiva loviturilor cu rachete rusești și a efectorii de zbor cu aeronave militare rusești. La soluția aceea NATO s-a opus îndelung, s-a opus și se opune și în momentul de față, pentru că soluția aceasta, reclamată imperios de către partea ucraineană, a fost resuscitată în urmă cu câteva luni. Este aceeași situație. Constituirea unei astfel de coaliții trebuie să aibă și avizul măcar consultativ al întregii alianței. De ce? Pentru că mă auziți? Da, vă auzim și vă și ascultăm. Pentru că efectele posibile, respectiv ale efectuării unor lovituri rusești asupra obiectivelor de infrastructură militară de pe teritoriul unor state membre, efectele pot duce la o coliziune militară directă între un stat membru NATO și Federația Rusă, lucru pe care alianța încearcă să le evite din răsputări. Deci eu unul cred că în această ecuație de constituire a unei coaliții de acest gen, având în vedere efectele posibile, da, repercusiunile generate de riscul ca Federația Rusă să lovească obiective militare de pe teritoriul unor țări NATO, acelea care participă la protejarea spațiului aerian al Ucrainei împotriva utilizării dronelor rusești, având în vedere aceste riscuri, NATO își va menține poziția rezervată pe care a avut-o din totdeauna, încă din primele zile ale invaziei pe scară largă, atunci când partea ucraineană solicita alianței sprijin tehnic militar și militar în ceea ce privește închiderea spațiului aerian. Deci eu unul cred că cheia de decizie este la nivelul întregii alianțe, indiferent de interesele, nevoia și buna credință și generozitatea unor state membre NATO vecine Ucraine, precum România și Polonia. Deci cred că cheia de decizie este la NATO și maniera sceptică în care NATO a gestionat răspunsul la aceste inițiative ale Ucrainei mă face să cred că se va menține și în perioada următoare un anumit scepticism care va crea premisele pentru a nu se pune în practică un răspuns la inițiativa, la noua, vechea inițiativă a Ucrainei. Bun, acum, domnule Ștefan Ciochinaru, există în spațiul public declarații ale unor oameni politici, Lareș Bogdan, de exemplu, vorbește despre perspectiva în care președintele
încă președintele Klaus Iohannis, ar putea să obțină un post de comisar în domeniul apărării în Uniunea Europeană sau în alt reprezentant pentru Ucraina. Chestiuni foarte interesante. În contextul acesta, în care Klaus Iohannis ar deveni, să spunem, un alt reprezentant pentru Ucraina, o astfel de solicitare a lui Zelenski, care cere României să doboare drone rusești pe teritoriul Ucrainei, ar fi mai aproape de înfăptuire? Vă răspund și la problema aceasta cu portofoliu pentru domnul Iohannis, dar dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, analiza privind solicitarea sau, mă rog, evocarea de către Zelenski a posibilității ca Polonia și România să doboare drone rusești deasupra teritoriului ucrainian este, de fapt, exprimarea unui accept. Și dați-mi voie să explic despre ce este vorba. Atât Polonia, atât în Polonia, cât și în România au căzut drone rusești, care unele dintre ele încă mai aveau muniție pe ele. Știți foarte bine că armata română, de pildă, și aceeași situație este și în Polonia, au spus că nu pot doborâ aceste drone pentru că legislația nu o permite. Apoi, doborârea acestor drone ar însemna să se tragă către ele, să se execute foc către ele, cât ele sunt încă deasupra teritoriului național al țării vecine, al Ucrainei. Ceea ce înseamnă o încălcare, o violare a spațiului acestei țări vecine. Și atunci, cred că ceea ce face domnul Zelenski acum este să ușureze sarcina pentru polonezi și pentru români de a se putea apăra de aceste drone care vin până în frontieră și cad dincolo de frontieră. Ceea ce înseamnă că și Polonia și România, dacă își modifică legislația, vor putea să-și protejeze securitatea spațiului aerian și terestru, executând foc asupra acelor rachete sau drone care se îndreaptă către teritoriile lor naționale. Eu în felul acesta văd problema și în niciun caz ca pe o intervenție a armatelor celor două țări NATO în conflictul din Ucraina. E vorba de apărare. Că această apărare, sigur, înseamnă o siguranță și pentru vecinul nostru, dar ea este, ca să zic așa, o rezultantă a asigurării teritoriului nostru național și a vieții și integrității cetățenilor români. Pentru că, ați văzut, resturile acestea cad în satele românești de pe frontieră. Și aici vorbim de o zonă care se întinde din nordul Carpaților până în delta, până la Marea Neagră. Pentru că aceasta este frontiera noastră. Despre posibilitatea ca, nu știu, președintele Klaus Iohannis, care a fost, al cărui nume a fost în atâtea scenarii pentru funcții pe care nu le-a obținut, să fie acum, poate, cine știe, zice Rareș Bogdan, un alt reprezentant pentru Ucraina sau comisar pe apărare. Comisar pe apărare probabil că mai greu, dar un alt reprezentant pentru Ucraina cred că ar fi foarte bine. Cred că ar fi foarte bine pentru că de la nivelul său de șef de stat, sau mă rog, la momentul la care își va exercita această funcție de fost șef de stat, membru NATO, va avea suficiente cunoștințe pentru a gestiona această relație. Domnia sa are o relație bună cu domnul Zelenski, a fost la Kiev. Ar fi foarte bine, nu văd de ce nu. Acum eu știu că domnul Iohannis este foarte antipatic. E și ușor să fie antipatic pentru că e înalt, de exemplu. Și atunci trezește antipatie. Dar dincolo de sentimente personale, dincolo de astfel de animozități, mai mult sau mai puțin psihologice, vorbim de un fost șef al statului român care ar fi într-o funcție în care eu, ca român, m-aș simți foarte confortabil ca el să fie acolo.
Da, sigur, antipatia despre care vorbiți are mai puțin legătură cu înălțimea, cu semeția președintelui și mai mult cu opacitatea pe care am întâlnit-o cu toții în cadrul angajaților, a instituției, administrației prezidențiale referitoare la costurile deplasărilor pe care, după cum știți, administrația prezidențială le-a secretizat. E doar unul dintre motivele antipatiei. Și a fost un defect aici, s-ar putea să fie o calitate acolo. Da. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, Ștefan Ciochinaru, Dorin Popescu, Hari Bucur-Marcu, mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Scurtă pauză, ne întoarcem cu polemica de la Jocurile Olimpice. Continuă scandalul sportivei pe care mulți o consideră bărbat. Această tânără, în fine, nu știu cum să spunem, vine cu dovezi, cu certificate, cu analize pentru a arăta că acel concurs pe care l-a câștigat împotriva unei femei nu este dat de avantajul ei de a fi mai mult bărbat decât femeie. Lucrurile sunt complicate, se caută explicații medicale, discutăm despre toate. După o scurtă pauză, vă aștept. Este cel mai mare scandal de la Jocurile Olimpice. Sportiva acuzată că e bărbat. O știți? În câteva minute a făcut un knockout. A așezat-o la pământ, practic, pe competitoarea ei. După aceea, o lume întreagă a spus că n-ar fi trebuit să concureze la categoria feminină pentru că nu este femeie. Intră în scenă tatăl ei cu certificate de naștere. Fata mea este fată, copilul meu este fată, spune tatăl acestei sportive. În fine, un adevărat scandal. Avem o legătură directă cu Florin Ravdan, este redactor șef la DC Sport. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ni se alătură și medicul Tudor Ciuhodaru. Mulțumesc mult, domnule doctor. Florin Ravdan, prima întrebare este legată de analizele care i s-au făcut acestei sportive. Înțeleg că există un set de analize foarte strict pentru Jocurile Olimpice care pot separa pe sexe competitorii. Da, e așa cum am vorbit și săptămâna trecută când a apărut acest scandal în media. E legat de nivelul de testosteron în primul rând. La asta se referă analizele care separă bărbații de femei și le încadrează cumva la disciplinele pe care le pot, la care pot concura. În cazul lui Imane Khalif și nu doar a ei, ci și a sportivei din Vietnam parcă, care concurează la 57 de kilograme, nivelurile de testosteron erau suficient de scăzute astfel încât ele să poată fi încadrate la competițiile feminine. De altfel, ele sunt femei. Am observat des făcută diferența asta și greșeala asta în media, faptul că s-a vorbit foarte mult de transgender aici. Ele sunt născute femei, au în pașaport, în certificatul de naștere, genul lor este genul feminin, nu au fost niciodată bărbați, nu au trecut prin operații de schimbări de sex. Pur și simplu au acest nivel de hormoni androgeni mai ridicat decât restul competitorilor. Domnule doctor Ciuhodaru, un nivel de testosteron mai ridicat, cât de frecvente sunt astfel de cazuri și de unde apar aceste confuzii în rândul opiniei publice dacă sportiva din imagine spune că e femeie? Haideți să totuși să clarificăm lucrurile, pentru că nu merge cu povestea că avem sexul pus în pașaport. Deci dacă vorbim de taxonomie, este în funcție de cromozom. Suntem bărbați sau femei în funcție de ce cromozom avem. Și chiar mă uitam că m-ați făcut curios, anul trecut a fost respins, a fost descalificată de la campionatul mondial, pentru că testele genetice făcute arată foarte clar XY, adică e bărbat. Iar pe de altă parte avem un avantaj competitiv în momentul în care vorbim despre dopaj, despre hormon, despre steroizi. Gândiți-vă că aici este vorba, haideți mai puțin despre politică corect sau politică incorrect, despre genul sau despre toate celelalte. Vorbim despre un avantaj conferit de faptul că există acest nivel hormonal mai mare. Până la urmă vorbim despre masă musculară, de forță fizică, de rezistență, care sunt caracteristice și sunt scrise și în genele noastre.
Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Chiar aștept, am înțeles că va fi o conferință de presă săptămâna viitoare care va clarifica acest de ce a fost descalificată și sunt convins că în momentul în care vorbim despre XY, n-ai cum să fie o femeie, un bărbat să participe într-o competiție pentru femei. Și vă reamintesc că doamna Halep a fost, Simona Halep, a fost descalificată pentru o substanță care este folosită în tratament pentru anemie și toate celelalte și a fost cu foarte mare ușurință dată afară din competiție și în niciun caz nu se vorbea despre astfel de avantaje obținute fără niciun fel de dilemă în momentul în care ai un nivel crescut de testosteron. Că poți să-l ai într-un nivel mai mare, că poți să-l ai mai mic, că poți să folosești tot felul de inhibitori hormonali, asta este altă poveste. Dar vă reamintesc că pentru prima dată testosteronul și steroizii anabolizanți au fost parcă folosiți de la sportivii sovietici în 1956, când halterofile aveau niște performanțe extraordinare, iar după care și americanii au găsit soluția să-i folosească pentru a crește forța musculară, rezistența. Vorbim exact de un avantaj pe care nu ar trebui să-l... Domnule doctor, sunt foarte, foarte importante detaliile pe care ni le-ați dat și constat că până și în rândul invitațiilor mei există o polemică, unul care spune e femeie, altul care spune e bărbat. Promit că vom reveni asupra acestui subiect pentru că polemica nu face decât să inflameze de câteva zile nu doar lumea sportivă, dar și discuțiile între oameni. Pur și simplu, scurtă pauză, ne întoarcem. Parchetul începe audierile în dosarul Alfred Bulai. Procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 încep în această săptămână audierile martorilor ale studentelor de la SNSPA care îl acuză pe profesorul Bulai de hărțuire sexuală. Profesorul Bulai însuși este așteptat la parchet. Este doar una dintre informațiile acestei zile. Aflați mai multe pe parcursul zilei aici pe B1 TV. Noi ne revedem mâine de la ora 12 la News Pass. Să aveți o după-amiază frumoasă!